Bună seara, dragii mei, și bun regăsit la o nouă ediție specială pe care o dedicăm mișcării, o dedicăm sportului, o dedicăm unui stil de viață sănătos. Alături de mine, Dănuț Păun, antrenor de fitness. Mulțumesc foarte mult, Dănuț, pentru această oportunitate. Mersi că ați revenit din nou în sală. Astăzi, dragii noștri, suntem într-un format mai restrâns, adică doar eu și Dănuț, așa încât în multe cazuri eu o să fiu cobaiul, o să se demonstreze pe mine obiectul muncii. Probabil că eu nu o să execut anumite mișcări cu aceeași perfecțiune, cu siguranță, cu care le execută Dănuț, dar pentru a putea el explica mai bine anumite lucruri, o să execut eu și apoi el o să execute forma corectă, așa cum ar trebui cu toții să o facem. Astăzi o să vorbim despre piept. Să descriem puțin mușchi pieptul, ce intră la categoria piept? Când vorbim de piept, despre ce vorbim de fapt? Atunci când vorbim despre musculatura pieptului, de fapt ne referim la doi mușchi, și anume pectoralul mare și pectoralul mic. Acești doi mușchi fac legătura dintre torace și membrul superior liber. Ambii se inseră aici în zona humerusului, în zona culisei bicipitale și au originea marele pectoral pe stern, pe jumătatea claviculei anterioare, la fel și mușchiul pectoral mic, pe jumătatea coastelor 2, 3 și 4 și inserție comună cu mușchiul pectoral mare. Se antrenează separat sau împreună? Nu, ei având același punct de inserție, se antrenează la fel. Nu sunt mișcări diferite pentru pectoralul mic sau pentru pectoralul mare. Și e o grupă de mușchi pe care toți bărbații vor să o dezvolte. Cred că e primul lucru care se atrage atenția la un bărbat, dacă cumva e de adevărat lucrat. Da, e de impact estetic, cumva. Dar e mai greu sau mai ușor de lucrat decât alte grupe musculare? Nu există o grupă musculară mai greu de lucrat decât alta. Nu. Acum, depinde de la persoană la persoană. Unii posedă un patrimoniu genetic mai bun pe o anumită grupă musculară. Unii poate să aibă niște pectorali de la mama natură mai bine dezvoltați decât brațele și așa mai departe. Depinde de la individ la individ. De exemplu, la tine se văd foarte bine conturați. Da. Cât cred că tricoul e de vină. Cât tricoul e de vină. Băi, eu n-am luat tricoul potrivit. Asta să vii să-ți dau, să-ți recomand un tricou. La mine e fără model. Am înțeles. Cât ai lucrat, Dănuț, ca să ai acești pectorali? Păi am început, așa cum am mai zis, prin a practica kayak canoe. După vreo 7-8 ani de zile am intrat în sala de fitness. Odată ce am început să merg la școală să studiez mai bine fenomenul, m-am apucat de fiare. Și de atunci și până astăzi, în continuu, fără pauză. Uite, ar trebui să se facă o linie de haine cumva la comandă. Că vezi, la mine și tricoul e greșit. Cumva au greșit mânecile, știi, le-au făcut prea larg. Credeam că sunt singurul care gândește acest lucru, dar se pare că mai sunt persoane care mi împărtășesc gândirea. Vezi, uite, o linie de haine cumva customizate pe corpul individului. Exact. Să se vadă și la el ceva acolo, că dacă o faci așa, s-a terminat distracția. Eu am mare probleme cu hainele, niciodată nu găsești ceva potrivit. Ba e prea strâmb pe spate, ba prea larg pe piept, mult prea larg pe abdomen, pentru că talia e destul de îngustă și atunci sunt probleme. Deci mersul la sală poate cauza cumva probleme. Pe adevăr. La nivel de vestimentație. Pentru că îți schimbă un pic tiparul corpului cu care sunt obișnuiți oamenii de la măsurile de haine. Exact. Cei care de fapt construiesc cumva hainele. Au anumite tipare care nu intră în zona atleților sau în zona... Cât de des trebuie să lucrezi această grupă musculară, nu știu, pe săptămână, pe lună, astfel încât să fii într-un progres bun? Dacă bine, vorbim de oameni obișnuiți, adică nu vorbim de profesioniști, nu vorbim de oameni care au... Dacă cumva nu ai un deficit pe zona musculară a pieptului, cred că o dată pe săptămână, în condițiile în care mănânci și te odihnești cum trebuie, este suficient pentru a te recupera și a lăsa, de fapt, mușchiul să crească. Cred că o dată pe săptămână e destul de eficient. Ce înseamnă să mănânci cum trebuie? Păi să mănânci cum trebuie, de fapt, are o semnificație cel puțin ambiguă, pentru că a mânca cum trebuie înseamnă să mănânci când trebuie, să-ți stabilești o anumită fereastră în care mănânci, să nu mănânci și te treci dimineața la 7, mănânci la 7 și închei a mânca, nu știu, la ora 11 noaptea, cum probabil foarte mulți dintre noi fac. Eu personal obișnuiesc să deschid fereastra de mâncare la ora 12 și să o închid la ora 8 seara. 16 ore pe zi, nu mănânc nimic, doar beau apă. Se numește intermittent fasting, genul ăsta de abordare. O faci de mult? Nu o fac de foarte mult timp.
cred că de vreo 2-3 ani cochetez cu genul ăsta. Ai totuși o fereastră de timp semnificativă. Ce schimbări ai observat? Pentru că am tot văzut în spațiu public că se discută despre aceste interrupte. Păi, în primul rând, nivelul de energie este mult mai ridicat. Am observat că nu mă mai dor articulațiile așa cum mă dureau înainte, deci probabil reacția inflamatorie scade, este strict experiența mea. Se topește mult mai eficient țesutul adipos și e un mare plus și te simți mult mai bine. Deci nu e obligatoriu că micul dejun e cea mai importantă masa zilei și trebuie să obligatoriu să o mănânci la 7, 8, 9, în sfârșit. Micul dejun cred că e un must pentru cei care sunt în perioada de creștere. Pentru noi, din moment ce am ajuns la vârsta maturității, nu cred că mai e nevoie să mai consumăm atât din abundență. Când te referi la perioada de creștere, te referi la copiii adolescenți. Copiii adolescenți, undeva că până... Așa, în capul meu și eu sunt în perioada de creștere la mușchi, dar nu se vede. Păi și eu sunt în perioada de creștere la mușchi, dar nu consider că trebuie să ne îndopăm cu mâncare din abundență. Bun. Ai o anumită zi din săptămână în care lucrezi mușchi pectoral sau... rotești cumva zilele astea? E o vorbă care circulă printre noi ăștia care obișnuim să mergem la sala de fitness și lunea este cumva ziua internațională a pieptului. Am înțeles. Și miercuri e ziua internațională a picioarelor. A picioarelor. De a mai chinui pe mine. Ieri. Da. Da, într-adevăr, luna... Spune-mi ieri la momentul la care noi filmăm, pentru că o să difuzăm într-o altă zi. Am înțeles. Da, lunea obișnuiesc eu să-mi lucrez pectorali. Lunea? Lunea. Este ziua în care îmi lucrez pieptul. Îți place mai mult să lucrezi cu o anumită grupă musculară? Mă simt un pic mai confortabil la piept, pentru că exercițiile pentru piept în mare parte se execută din poziția de culcat și atunci confortul în perioada de suferință este mai ridicat. Și probabil brațele, pentru că brațele sunt cumva, brațele și spatele sunt grupele mele cele mai bune. Sunt multe exerciții de piept? Sunt, dar nu foarte multe. Ok. Deci sunt câteva lucruri... Sunt câteva lucruri basic și după aia sunt exerciții care derivă cumva din exercițiile de bază și îți cumva completează aspectul estetic. Ok. Noi suntem aici la un punct de lucru. Ce avem aici? Aici avem o bancă de împins din culcat, la plan orizontal. Este un exercițiu crucial în dezvoltarea pectoralilor, având un impact major în dezvoltarea lor. Ok, și aici avem o bară care de fapt cântărește 20 de kg. Este bară olimpică și cântărește 20 de kg, exact. Demonstrezi tu sau demonstrez eu? Păi hai să începem cu tine, pentru okay. că tu ești Cobaiu. Mai supus la a supus greșeli. Și cumva scoatem în evidență eventualele greșeli, ce e bine să faci, ce nu e bine să faci la împinsul din culcat. Ne așezăm. Da, mai întâi de toate, trebuie să te așezi pe bancă, astfel încât atunci când ești în poziția de lucru, bara să nu intre în contact cu suporții barei. Da? Okay. Ești așezi pe bară, ești atent să nu te lovești atunci când te vei așeza. O să explicăm și de ce am pus stepperul ăsta aici și ar fi bine și tu, Alex, să ții picioarele sus pe el. O să explicăm un pic mai încolo de ce am pus stepperul aici. Bun. Priza este făcută, priza pe bară, cum pun mâinile pe bară, este făcută în așa manieră încât atunci când bara intră în contact cu pieptul, în articulația cotului să am un unghi de 90 de grade, plus minus 50 grade. Da? Te rog, Alex. Asta cu 90 de grade era o glumă pe internet. Se spunea că noul primar al Capitalei explică cum să ne fie cald în casă, pentru că are formația de matematician. Te așezi într-un colț al camerei pentru că acolo ai 90 de grade. Bună asta, bună nostru. Bun, foarte important. Faza de cedare controlată asupra mai greutății încet. Să fie făcută mult mai lent decât urcarea. Iar traseul pe care îl imprim barei să fie unul bine definit și respectat la repetare cu repetare. Adică nu iau odată da, așa, odată nu, așa, odată să postez la ploiești, același odată traseu. La este Constanța. Foarte important pentru că scade riscul de accidentare. Bara trebuie să coboare cumva în zona mediană spre inferioară a pieptului. Da? Deci trebuie să cobori bara un pic mai jos, da? Și coatele să încerci să nu le aliniezi cu umerii. Să le ții un pic în interior. Da? Coboară, te rog. Bara. E prea mult. Aici, în zona asta. Mulți profesioniști, te rog, ridică. Mulți profesioniști obișnuiesc să țină cotul aliniat cu umărul, pentru că creează cumva o amplitudine mai mare de mișcare la nivelul pieptului, însă crește riscul de accidentare pentru umăr.
Pentru începător nu recomand genul ăsta de abordare, având aliniat cotul cu umărul, da? Mai importantă e siguranța, în primă fază. Da? Bun. Poți să lași bara, eventual să mai vin și eu cu niște mici completări vis-a-vis de obiectul ăsta pe care îl avem aici, se numește stepper. Există două tipologii de persoane, și anume persoane care au probleme cu coloana vertebrală și persoane care nu au nicio problemă la nivelul segmentelor și își pot desfășura exercițiile în condiții normale. Pentru persoanele care au probleme cu coloana vertebrală, eu le recomand fie să stea cu picioarele pe un stepper atunci când vor să împingă de la piept, sau fie chiar să stea cu ele ridicate aici. Pentru că în poziția asta, spatele din zona sacrală și până în zona cervicală este în contact total cu banca și nu mai există niciun risc de niciun fel. Da? Nu mai este nicio tensiune care se acumulează la nivelul coloanei. Bun, o să demonstrez probabil ce a făcut și Alex. Arătând faza mai lentă a exercițiului și cea mai explozivă, urcare. Inspir la coborâre, dau aer afară la urcare. Partea cu respirație e foarte importantă, dacă foarte nu respiri important. Cum trebuie, obosești mult mai repede. Respirați. Super. Bun. Ca și dozaj, pe lângă faptul că înainte de a începe orice exercițiu cu greutăți libere, trebuie să-mi fac încălzire, așa cum am mai zis, la bandă, la aparatul de văzlit sau la bicicletă, plus exercițiile clasice de rotație în articulațiile umerilor, flex-extensie în articulația coatelor, la fel și în articulațiile pune. Toate articulațiile care sunt supuse stresului acelui exercițiu trebuie cumva încălzite în prealabil. Încep cu greutăți mici, progresiv cu repetări mai multe și progresiv cresc greutatea și scad numărul repetărilor. Greutatea trebuie stabilită în așa fel încât să nu pot să fac prea multe repetări peste numărul de repetări pe care mi l-am propus. Stabilesc greutatea astfel încât să fac 10 repetări, nu mai multe, nu 11, 12 cu ușurință mai mult. Da? E foarte important să ai un partener în spatele tău care cumva te împinge în acea zonă în care să maximizezi totul. Pentru că sunt momente în care crezi că nu mai poți și dacă ai fi singur, ai abandona. Dar dacă ai un partener sau și mai bine un antrenor care este avizat și vede cumva pe corpul tău, pe fața ta, cam câtă energie mai ai și în ce zonă ești, și hai că mai poți una, hai că mai vreau 5, până la urmă le faci. N-ai de ales. Le faci. Ăsta e un exercițiu clasic împins din culcat cu bara. Mai sunt și alte exerciții. Putem să exemplificăm împinsul cu gantere sau chiar fluturările cu gantere, deși fluturările cu gantere sunt destul de controversate și mulți dintre ei preferă să nu le facă. O să luăm niște gantere care ne permit să lucrăm mișcarea în mod corect. Bun, Alex, te rog, ia un loc pe bancă și exemplifică fluturările din culcat pe spate. Bun, în poziția de start, brațele sunt perfect întinse sus, iar palmele privesc una către cealaltă. Da? La coborâre, coatele sunt ușor flexate sau îndoite, inspirând la coborâre. Atunci când apropii, întind coatele și revin în poziția de start, dând aerul afară. Da? La fel, mișcarea de coborâre trebuie să fie mai lentă decât urcarea, mult mai lentă. Este un exercițiu care, într-adevăr, poate să pună tensiune mare pe articulația umărului, însă este un exercițiu care, în același timp, solicită foarte tare mușchii pectorali. Bine, funcție de greutatea pe care o ai. În funcție de greutatea pe care o ai, într-adevăr. În momentul în care eu am venit la sală acum mai bine de 3 luni și am început cu astea de 4, părea ok. Erau oameni care făceau mișto de mine, că hai bă, că fetele mele lucrează cu greutăți mai mari. Nu eram eu ăla care făcea mișto în niciun caz. Dar... Acum e o greutate super, super lejeră pentru tine. Mine, da, e acum foarte lejeră. Putem să ne oprim, să-ți dau alte greutăți. Rămâi acolo, te rog. Să facem și o mică demonstrație de forță. Aoleu, astea cât au? Astea au 10 kg. Bun, atent, okay. Te rog. Ok. Lent la coborâre. Coatele ușor îndoite. Dai aerul afară când urci. Bun. Sus,
nu fac apropierea maximă a ganterelor, pentru că dacă porțiunea asta de braț, brațul adică, merge în interior, atunci nu mai există tensiune, scade tensiunea drastic în mușchii pectorali. Cobor, revin sus și mă opresc aici în lateral. Atât. În felul ăsta, având brațele ușor abduse, păstrez tensiunea în mușchii pectorali. Da? Te rog. Hai să mai facem 2-3 repetări. Cu ocazia asta îmi fac și un antrenament în direct. Foarte bine. Maxim ce am făcut noi cu astea au fost 20, din ce mi-aduc aminte. 20 de repetări? Nu, 20 nu. De... Acolo o să exemplificăm în cele ce urmează. Era altă mișcare. Este altă mișcare, se numește împins din culcat cu ganterele. Și o să fac eu acum o demonstrație vis-a-vis de exercițiul ăsta. Bun. De filmat cumva și modul în care ajungi în poziția de start cu ganterele. Te folosești de picioare. Da, până la un anumit punct și apoi te duci în poziția de start. Perfect. Da. Ai dreptate, acum înțeleg de ce. Da, brațele, palmele nu mai sunt orientate una către cealaltă, ci palmele privesc către picioare. Da? Da. Cobor, prin a avea cumva 90 de grade în articulațiile coatelor, împing și apropii. Cobor, inspir, împing și apropii. Diferența dintre împins cu gantere și împins cu bara este că pumnii nu rămân în același punct ca la împinsul cu bara, da? Cumva fac mișcarea asta de aducție care solicită mult mai intens mușchii pectorali. Dar nu e un exercițiu pe care să-l fac în detrimentul împinsului cu bara doar pentru că e mai solicitant. Sunt două exerciții diferite care solicită pe grade diferite de mișcare în mișcare. Dar asta nu solicită și biceps, triceps și alte grupe musculare? La exercițiile de împins, într-adevăr, lucrez și cu alți mușchi, lucrez și cu mușchii umărului, mai exact deltoidul anterior, și cu mușchii brațului, mai exact tricepsul. Deci sunt cumva, intră în categoria exercițiilor de bază, tocmai pentru că angrenez mai mulți mușchi și nu izolez doar pectoralul. Este bine să alternezi tipul de exerciții, adică fac o serie cu bara, vin aici, fac o serie de fluturări, mă mai duc, mai fac ceva. Câte variații e bine să faci? Eu obișnuiesc să nu fac două exerciții de împins unul după altul. Dacă am făcut împins cu bara, nu obișnuiesc să vin să împing cu ganterele. Unii au genul ăsta de abordare, nu e greșită, dar eu consider că mi-ating parametrii maxim dacă fac un exercițiu de împins, unul de fluturare. Unul de împins, unul de fluturare. Solicită altfel musculatura? Solicită un pic diferit, exact cum am vorbit și mai devreme, la exercițiile de fluturări obțin o amplitudine cumva mai mare și crește și brațul pârghiei și tensiunea devine mai mare în mușchiul pectoral, dar atenție, trebuie menționat faptul că crește mult riscul de accidentare, deci nu le recomand începătorilor genul ăsta de mișcare, fluturările mai exact. Împins cu gantere, împins cu bara, am mai avea de menționat faptul că exercițiile astea de împins, atât cu bara cât și cu ganterele, pot fi făcute din diferite planuri. Noi am lucrat acum doar la plan drept. Putem să înclinăm planul, da? La 45 de grade. Ce rol are, ce sens are, o să explicăm în cele ce urmează. Și acum trebuie să iei rândul tău, nu? Că am zis că faci un exercițiu eu, un exercițiu tu, da? Bun. Te rog, astea-s ganterele. Hai, împins cu ganterele din înclinat. Împins? Da, împins. Adică pumnii vor fi așezați așa în poziția de start. Okay. Da? Greșeală pe care Alex o face acum, în poziția finală, a fazei excentrice, nu are 90 de grade în articulația cotului. Având mai puține grade în articulația cotului, încep să tragi ceva mai tare de mușchii brațului, de triceps mai exact. Da? Acum e ok. Ridici, dai aer afară. Bun. Perfect. Diferența dintre planul drept și planul înclinat este că la planul înclinat soliciți ceva mai intens fibrele claviculare ale pectoralilor. Și cumva bara, dacă cumva gantele astea ar fi sudate între ele și aș lucra cu bara, exact, foarte bine, Alex, o să vedeți că bara o să cadă în zona
claviculara pectoralului nu va mai cădea în zona mediană a lui. În felul ăsta solicit mai tare fibrele claviculare ale pectoralului. Bun, nu mai greși, 90 de grade în articulațiile coatelor, așa, și revin. Bun. Lent la coborâre, mai exploziv la urcare. Bun, și încă una. Perfect. Bun. Sigur că exercițiile de piept pot fi făcute și la aparate, însă eu prefer exercițiile cu greutăți libere pentru că solicită ceva mai tare faza asta de coordonare și încep să fiu mai stăpân pe exercițiile cu greutăți libere. Da. Câte serii de fiecare faci? La început, depinde cu ce mi-încep antrenamentul. Dacă, să zicem, încep, în cazul nostru, cum am început astăzi cu împinsul din culcat, ca să mă asigur că evit riscul de accidentare, eu obișnuiesc să fac 2-3 serii de încălzire. Da? Până să trec la cele 4 sau chiar 5 seturi mai grele. Încep cu bara goală, 30 de kg, 40 de kg, 50 și după aia încep să fac. Așa fac și eu, să știți, tot așa de încălzire. 30, 40, 50, doar de încălzire. După aia trec la lucru serial. Depinde de respectiv nivelul de atragere. Respectiv pun bara și mă trage ea pe mine. E și asta o variantă, dar se întâmplă la tracțiunea asta. Dacă deja am depășit acel moment de încălzire, acel prim moment de antrenament, la exercițiile ce urmează pot să mă rezum doar la cele 4 serii mai serioase sau 3 serii mai serioase. Depinde de cum vreau să dozez exercițiile. Câte tipuri de exerciții faci pe un antrenament? Atunci când obișnuiesc să fac mai multe repetări la antrenament cu greutăți ceva mai ușoare, obișnuiesc să fac 3-4 exerciții. Când folosesc greutăți ceva mai mari și cu repetări mai puține, pot să fac uneori chiar 6 exerciții pentru piept, din diferite planuri. 5-6 exerciții. Și lucrezi foarte mult cu greutățile astea libere. Cu greutățile libere, cu ganterele și cu bara. Există un aparat, se numește pec deck, pentru pectoral, izolează foarte bine musculatura pieptului. Din păcate noi nu-l avem aici, însă avem o... E chestia aia care faci așa cu ea? Da, este acel aparat care cumva îți menține unul de 90 de grade în articulația cotului și aduce brațele aici. În felul ăsta îți stimulează foarte tare musculatura pieptului, fără a îngrena și mulți alți mușchi în mișcare. Este un exercițiu care izolează foarte bine musculatura pieptului. Ok, când știi că este maximul ce ai putut să faci? Păi, de regulă... Asta nu există nici riscul accidente sau ceva. Ok. Eu îmi dau seama că am cam terminat cu antrenamentul sau s-a cam terminat benzina în momentul în care obișnuiesc la finalul fiecărui antrenament să mai fac câteva flotări. Și când acele câteva flotări, 5, 6, 15 repetări, sunt super, super grele și abia mă pot ridica, e clar că pectoralele sunt foarte obosiți și... ar fi bine să încep să mănânc. Deci ai un exercițiu de control. Da. Deși îmi dau seama, chiar și la ultimele serii, că nu prea mai am energie, simți că musculatura e obosită, dar dacă cumva nu ai această experiență, te poți, la final de antrenament, te poți pune în poziție de flotare și încerca câteva flotări. Apropo, flotările sunt o variantă de a-ți lucra pectoralii foarte, foarte bună. În condiții în care, mai ales în contextul actual de pandemie. Există foarte multe tipuri de flotări. Am văzut în funcție de poziția în care ții mâinile, mai apropiate, mai depărtate, unghiuri și așa mai departe. Exact. În funcție de poziția palmelor pe sol, soliciți mai tare musculatura brațelor sau pectoralului. Putem să și exemplificăm dacă da. E simplu. Aici, bine, în zona asta. Așa, de exemplu. Bun. Ia să vedem, Alex. Cum ai face tu flotările? Asta eu le-aș face așa, probabil. Bun. E o priză optimă pentru flotări. Dacă vreau să încarc un pic mai tare musculatura pieptului, aș putea să urc un pic bazinul mai sus. Așa. Și în felul ăsta o mai mare parte din greutatea corporală este absorbită de musculatura pieptului. Încă un lucru pe care l-aș face la flotările astea, aș pune pieptul cât mai aproape de sol. Da, pentru mai mult. Da, pentru a imita de fapt mișcarea pe care o pot face la împinsul din culcat cu bara. Cam așa arată niște flotări bine făcute. Ok. Asta? Da? Asta e varianta. Ar trebui să vii cu pieptul un pic mai în față, peste palme. Mai. Mergând cu picioarele mai în față. Așa. Asta e varianta în care îmi solicit ceva mai tare musculatura brațelor, tricepsul, brachial, da?
Ca să am o biomecanică corectă, ar fi bine ca brațele tale, în momentul în care lucrezi, să circule cât mai aproape de torace. Exact. Bun. La fel, ca să încarci și mai tare musculatura brațelor, ridici un pic mai mult bazinul. Perfect. Abdomenul tare. Bun. Și ce ar mai fi? Păi cam astea, cam sunt, astea sunt cele principale. Sigur că mai sunt și poziții intermediare care nu solicită exclusiv pieptul sau tricepsul. E undeva în zona de mijloc acolo. Dar ai văzut pe aia care fac în câte două degete sau în câte un deget? Vreau să, da, i-am văzut, dar n-aș vrea să mă mai la ei, că mă inhibă. Sunt super puternici băieții, vin din zona calistenicelor. Acolo, în zona aia calistenică, o să lucrează mai mult în izometrie. Izometria fiind o contracție musculară care nu schimbă dimensiunea mușchiului în timpul efortului. E diferit față de ceea ce facem noi la sală. E o presiune foarte, foarte mare pe articulații, chiar mai mare decât la antrenamentele cu greutăți libere. Și trebuie antrenament specific, dacă vrei să performezi. E mai important să faci multe flotări sau să le faci corecte? E important, în primul rând, prima regulă este să le faci corecte. Faptul dacă faci mai multe sau mai puține ține de ceea ce vrei să dezvolți, ceea ce vrei să obții. Dacă vrei să obții anduranță musculară, atunci faci mai multe repetări. Te axezi pe un antrenament cu cât mai multe repetări. Dacă vrei să obții o hipertrofie cât mai mare, un volum cât mai mare muscular, atunci te axezi pe flotările mai încărcate, făcute mai lent, mai puține repetări. Și flotările se pot încărca. Pot să pun un bidon de 5 kg cu apă pe spate și devin mai încărcat. Sau poți să faci cu altă persoană în spate. Am făcut cu o altă persoană în spate, cam până pe la 50 de kg maxim, okay. 40 ceva de kg merge, dar am încercat și peste și n-am putut. Am înțeles. E destul de, ținând cont de greutatea ta, e o încărcătură destul cred de mare. Cred că 43 sau 44. Deci am... Foarte tare, bravo. Și am făcut mai multe repetări. Câte? Cred că vreo 5-6. Bun. Genul ăsta de antrenament merge în zona de hipertrofie, de volum muscular, genul ăsta de abordare. Sigur că și repetările multe vin la pachet cu o hipertrofie, dar nu la fel de mare. Spunea cineva pe internet, fă flotările corect, că nu numără nimeni decât tu. Exact. Adică să nu avem așa obsesia. Atunci când faci repetări corecte, că vine vorba de flotări, că vine vorba de împins cu bara, de fapt îți maximizezi câștigurile și eviți să te accidentezi, un lucru foarte important. Ăsta e scopul repetărilor corecte, de a te bate cineva la cap, fă-le corect, învață să lucrezi corect și apoi treci la a încărca bara. În cazul în care ai vrea să combini două grupe musculare, cu ce ai combina pieptul? Bună întrebarea. Deși eu nu mai fac de foarte mult timp asta, prefer și recomand a se combina grupe antagoniste. Dacă mișcarea de antrenare a mușchilor pectorali este aceea de împins, ar fi bine să combin mișcarea de împins cu una de tras. Da? Mușchii antagoniști pieptului este deltoidul, posterior și spatele. Da? Și tot ce înseamnă mușchi de pe spate, romboizi, trapezi și așa mai departe. Și atunci ce înseamnă? Tracțiuni? Sau? Deci, da, aș putea să fac fie tracțiuni combinate cu împins, cu exercițiile de împins, ramaturile din aplecat, că e cu bara, că e cu ganterele, ramat la aparat și așa mai departe. Sau poți să faci, să combini pieptul cu bicepsul. Da? Sau spatele cu tricepsul. Bineînțeles că se poate combina și pieptul cu tricepsul, numai că dacă faci exerciții de împins pentru piept, la exercițiile de împins pentru piept te folosești de triceps și atunci când vrei să faci triceps, e posibil să nu mai atingi parametrii maxim. Da? Eu tocmai din considerentul ăsta încerc să nu fac genul ăsta de combinație, deși mulți îl adoptă. Repet, contează foarte mult cum te hrănești. Sunt mai mulți factori de care depinde dezvoltarea ta musculară. Ce relație este între felul în care arată pieptul și țesutul adipos pe care l-ai? Raportul ăsta între țesut adipos, apa pe care o ai în organism și musculatură? Cred că un raport mai corect vis-a-vis de treaba asta ar trebui făcut cumva între dezvoltarea pectoralilor și țesutul adipos de pe abdomen. Sigur că și mușchii pectorali pot fi striați cumva să se vadă anatomia lui perfectă, dar cel mai bun semn, indicator vis-a-vis de procentajul de țesut adipos în organism este țesutul adipos de pe abdomen. Dacă se văd pătrățelele pe abdomen, înseamnă că țesutul adipos este destul de jos. Și în ce măsură aceste pătrățele se văd datorită exercițiilor, în ce măsură se văd datorită nutriției?
Păi e foarte important, un impact major vis-a-vis de partea asta estetică a pătrățelelor, îl are paradoxal mai mult alimentația decât antrenamentul, pentru că antrenamentul pentru pătrățele e un antrenament ca și pentru piept, ca și pentru spate, ca și pentru orice altă grupă musculară. Deci doar să tonifiezi musculatura abdomenului, nu o faci să fie proeminentă. Da? Proeminența asta vine din a reduce țesutul adipos, iar reducerea țesutului adipos e foarte greu, deci să o faci din antrenament. Deci o platoșă de țesut adipos peste mușchi. Peste mușchi, cu toții avem acele pătrățele. Care nu se topește din exerciții. Nu prea se topește. Trebuie să stai atât de mult în sală încât ar fi nefiresc. Încât să dormi în ea, plătești chirie. Nu să dormi, să lucrezi în ea, pentru că dacă dormi nu consumi calorii. Da? Deci important este să stai, adică ar fi imposibil să stai atât de mult în sală încât să topești țesutul adipos. Uite, asta e un nou business. De unii oameni cred că s-ar caza aici să doarmă dacă dormind în sală. Dacă dormind în sală, da, exact. Numai că n-ar ajunge la rezultatul pe care și-l doresc. Nu. Ideal este să fii foarte atent la ce mănânci. Să nu mănânci foarte multe grăsimi saturate, să mănânci proteină, să lași, să reduci foarte mult fereastra aceea în care te alimentezi. Pentru că dacă stai cumva în deficit caloric, te privezi cumva de alimente, nu faci decât să soliciți organismul, să-l împingi, să consume depozitele de grăsime pe care mulți dintre noi le avem din cauza unui consum de alimente vicios. În sală sunt diverse produse sau sportivii cumva consumă diverse produse care să-i ajute în planul okay. pe care le au. Ce, în opinia ta, e sănătos, ajută și de ce să stea oamenii departe? De ceva vreme, de când tot cochetez cu genul ăsta de abordare vis-a-vis de partea asta de mâncare, am început și eu să iau niște suplimente. Unele din ele sunt două procedee prin care pot fi obținute suplimentele nutritive. Și anume, prin chelare și prin procesul ăsta prin chelare, de fapt, se face cu niște substanțe chimice. Așa. Și mai există metoda fermentației naturale. Ea durează mai mult, este mai costisitoare, însă calitatea nutrienților, din punctul meu de vedere, este mai mare. Și dacă ar fi să recomand cumva a se consuma supliment nutritiv, deși mulți dintre noi nu avem nevoie de așa ceva pentru că ne supraalimentăm și nu e cazul, aș recomanda să se uite pe eticheta produselor să fie obținute prin fermentație naturală. Este varianta pe care eu consider că ar trebui să o consumăm. Ce înseamnă supraalimentație? Supraalimentație, adică atunci când mănânc mai mult decât organismul meu are nevoie. Dacă un individ de 70 de kilograme are nevoie pentru a-și întreține funcțiile vitale de 2500 de kilocalorii și el mănâncă 3500-4000 de kilocalorii, neavând o viață activă, acel surplus de kilocalorii se va depune sub formă de grăsime. Da? De la zi la zi, 10-15 grame, de la zi la zi, ajungi la finalul anului să vezi că ai câteva kilograme de grăsime în plus. Asta e metoda prin care te poți supraalimenta. Dar pe de altă parte, dacă vrei să crești masa musculară, se recomandă să mănânci mai mult decât? Să mănânci mai mult, da. Atunci când spui să mănânci mai mult ca să-ți crești țesutul muscular, de fapt, faci referire la o anume categorie de macronutrienți, și anume la proteine și carbohidrați. Da? Nu faci referire la lipidele saturate, nu știu, slănina de porc. E bună, o dată pe an, atât. Nu consider că avem nevoie de atât de multe grăsimi saturate, de alimente super procesate. Evitați pe cât posibil produsele de fast food. Sunt super procesate, sunt super pline de sare și nu fac decât să creeze probleme de sănătate. Deci nu oricine are nevoie de suplimente. Nu oricine are nevoie de supliment în primă fază. Dacă ajunge să-și însușească genul ăsta de obicei, de a veni zi de zi la sală și reduce țesutul adipos atât de mult încât nu mai are nevoie de prea multe resurse de energie, merge în zona asta în care merg eu cu o fereastră cât mai restrânsă de mâncare, atunci, ca să-și suplinească cumva datoriile de macronutrienți, poate să apeleze cumva la niște suplimente nutritive. Dar se întâmplă destul de rar, din punctul meu de vedere, ca o persoană care nu face un sport de performanță să aibă nevoie de suplimente. Nu consider că e nevoie, cel puțin în primă fază. E diferit antrenamentul de piept la fete față de băieți? Nu există nicio diferență. Pectoralii lor, anatomic vorbind, sunt la fel ca ai noștri. Peste acei mușchi pectorali, fetele au sâni care, după o anumită vârstă, au nevoie de ceva fermitate. Da?
Și atunci e bine, e mai bine să își lucreze mușchii pectorali intens, astfel încât să crească fermitatea din acea zonă. Da, nu le scade cumva din rotunjimea formelor, nu dă un aspect masculin, am auzit și această temere printre fete. Ca să ajungi să-ți dezvolți musculatura atât de tare, și mă refer la femei, atât de tare încât să intri în zona masculină din punct de vedere estetic, cred că e aproape imposibil în condiții normale. Se poate face asta, foarte puține fete ajung în zona aia, dar acele persoane folosesc anumite substanțe care fac cumva să depășească acea barieră normală din punct de vedere fiziologic. Nu cred că o femeie care, în condiții normale, nu cred că o femeie care lucrează mușchii pectoral își poate dezvolta atât de tare mușchi încât să depășească acea barieră estetică. Cât de mare este diferența dintre cum arată pectoralii la antrenament sau după antrenament și într-o situație obișnuită, știu și eu, relaxată? Ok, este diferență destul de mare, depinde de la persoană la persoană. Chiar am avut câteva discuții în contradictorii. De exemplu, ce vedem la tine acum, e puțin lucrat sau e în stare de repaus? Nu, este în stare de repaus total. Eu astăzi am lucrat musculatura umerilor, nu are nicio legătură cu pectoralii, deci e în stare flască, să zic așa, musculatura pectoralilor. La mine e o diferență foarte mare, cel puțin în zona brațelor. Pare foarte mult, dar pot să câștig chiar și 3 cm în circumferința brațelui prin pompare, la cald versus la rece. Deci 3 cm măsurați cu... Măsurați cu centimetru în circumferință. Ceea ce e o valoare destul de mare. Multe persoane nu cred că depășesc pragul de 1,5 cm și mă refer la musculatura brațelor. Dar e o diferență foarte mare. Când îți pompezi mușchii cu foarte mult sânge, devin mai fermi și mult mai voluminoși. Există niște proporții ideale de dimensiune a mușchilor raportat, nu știu, la înălțime, la ceva? La greutate, la vârstă, la... Faptul că te uiți la o persoană și o apreciezi și îi spui că arată bine, cred că ăla e semnul principal prin care îți dai seama că acea persoană e super bine dezvoltată. Sunt niște proporții care pot fi judecate, dar o fac doar arbitrii competițiilor de culturism și bodybuilding. La noi în sală, în zona de agrement, să zic așa, fitness-ului, nu există niște standarde pe care vrem să le obținem cu toții. Nu. Îți îmbunătățești condiția, implicit aspectul fizic și mergi mai departe. Există o zonă unde este too much și se vede disarmonios? Rare ori se ajunge acolo, deși am mai zis că pot fi anumite grupe musculare mai dezvoltate decât altele, doar dacă se pune cumva accent pe o anumită zonă. Mai sunt indivizi, și mă refer la bărbați, care obișnuiesc să sară peste antrenamentul de picioare, performează în partea de sus și după ceva vreme, după câțiva ani, se vede o discrepanță destul de mare între trenul inferior și trenul superior, sau invers. Pot lucra foarte adică tare. Adică arată și ca o piramidă inversată? Da, și nu e tocmai ok. Din mai multe considerente, atât estetice cât și fiziologice, dar e opțiunea lor. Spunea cineva că, și cred că și tu ai insistat pe subiectul ăsta, testosteronul se activează foarte mult la antrenamentele de picioare. Sau cum? De ce avem nevoie și de ce picioarele au un rol important? Păi au un rol important tocmai din punctul ăsta de vedere că cumva crește secreția de testosteron. De ce e importantă secreția de testosteron? Pentru că cu cât am mai mult testosteron în organism, cu atât crește mediul anabolic, mediul fiind responsabil de acumularea de masă musculară. Pe lângă asta, mi antrenez foarte bine aparatul cardiovascular, picioarele fiind o grupă musculară situată la depărtare mare de cord și atunci aparatul cardiovascular face un efort mare să vascularizeze și să oxigeneze acel țesut și în felul ăsta, prin reacțiile de adaptare care se creează, îmi optimizez funcția aparatului cardiovascular. Deci eu când fac exerciții de picioare, inima mea pompează mai mult sânge în picioare și oxigen ca să poată să susține efortul. Exact, pentru că la nivelul picioarelor, de fapt, avem cea mai mare grupă musculară, și anume quadricepsul. Pe lângă quadriceps, dacă lucrezi și mușchii posteriori ai coapsei, implic și mai tare aparatul cardiovascular în procesul ăsta de a alimenta musculatura cu oxigen și nutrienți. Pentru că am vorbit puțin și în zona calistenicelor, ai adus vorba, cât de mult putem dezvolta cum arată corpul nostru lucrând doar cu corpul și unde e nevoie de greutăți sau de alte aparate?
Din ce am observat eu, indivizii care practică calistenice, cumva nu pun accent foarte mare pe trenul inferior, pentru că toate posturile acelea pe care ei le iau, le iau cu ajutorul musculaturii trenului superior. Și atunci, ca acea mișcare să nu fie foarte încărcată, cred că ei cumva își neglijează trenul inferior, dar doar din considerentul ăsta, pentru a face mișcarea mai ușoară, mai... Ar însemna niște kilograme în plus pe care să le tragi după tine. Exact, exact, exact. Și în felul ăsta să-ți încarci articulațiile și să te supra-soliciți. Cred că din motivul ăsta ei nu pun accent foarte mare și e foarte inteligent, dacă ar fi să... Dar altfel și acolo tot ai nevoie de o bară, de ceva, că în care ar fi sigur elementele da. Sigur așa de da. Bază ca să poți să faci... Păi, în primul rând trebuie să faci foarte, foarte multe tracțiuni, trebuie să faci foarte, foarte multe dipsuri, foarte, foarte multe flotări, foarte multe posturi menținute pe distanță de timp foarte lungă și așa mai departe. E destul de complicat, e destul de solicitant, îi apreciez foarte tare pe acești indivizi. Dar duc la niște lucruri acrobatice, așa, e fascinant. E super de impact vizual, arată foarte, foarte bine ceea ce fac ei acolo. Și e super complicat. Dar e greu de făcut. E greu de făcut și eu acum vreau să învăț să fac o postură, se numește front lever. Și sunt undeva pe la jumătatea rutinei cu progresul. Ce înseamnă front lever? Să stai agățat așa de o bară? Înseamnă și să stai agățat de o bară. Pot demonstra ce înseamnă front lever, dar doar până la jumătate o să explic de fapt ce înseamnă un front lever complet. Da? Îmi trebuie o bară de care să mă agăț. O să iau o bară de aici, să mă atârn mai exact, să mă agaț, dar înțelegeți voi? Bun. Deci eu am să stau din atârnat pe această bară și organismul, tot corpul, de la creștet până în călcâie, va trebui să fie paralel cu solul. Eu nu o să pot să fac asta, sunt abia la jumătatea rutinei, dar voi menține o poziție de progresie, să zic așa, da? Bun, e foarte complicat, foarte solicitant, sunt un pic neîncălzit, dar să sperăm că nu o să crap. Bun. Și acum ar trebui să am picioarele perfect întinse în prelungirea toracelui, însă e foarte greu și nu o să pot să mențin asta. Dar în timp, prin antrenament, probabil în 2-3 luni, o să ajung să stau cu corpul perfect. Să demonstrezi. Da? Ia să vedem, Alex, ia să vedem. Ce ai acumulat? Așa, la sfârșitul antrenamentului să aibă telespectatorii de ce să râdă. Nu cred. Ia să vedem. Distanța cât trebuie să fie? Distanța trebuie să fie cumva în jurul lățimii umerilor, deci te-a recomandat să ai brațele un pic mai apropiate. Okay. Așa. Și de aici, de aici e punctul de plecare? Da. Și te duci cu picioarele în lateral? Picioarele perfect întinse, din creștet până în călcâie trebuie să ai o singură linie dreaptă. Frățioare. Da? E super, super complicat. Omul numai ar trebui să ai bazinul atât de sus. Deci așa ar trebui, da. Să, asta ar trebui să fie. Asta ar trebui să stai. Da? Îți dau drumul? Mm-hmm. Asta a fost ediția noastră de astăzi. Mulțumesc foarte mult, Dănuț, pentru tot ceea ce ne-ai demonstrat, pentru tot ce ne-ai împărtășit. Mulțumesc și eu de vizită. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Așadar, sperăm că v-am inspirat să faceți mișcare, v-am dat niște tipsuri și vă așteptăm în sală alături de Dănuț Păună. Mulțumesc!